Jocul pentru prima imunitate a săptămânii de Survivor s-a încheiat. Iată-i, faimoșii, războinicii sunt eroii acestui joc. Absolut toți cei pe care îi vedeți în fața dumneavoastră au ajuns la ștafetă, s-au înfruntat de mai multe ori pe acest traseu pe care l-am inaugurat astăzi și victoria a revenit la câteva fracțiuni de secundă, la câteva respirații, cum o fost spunem, la Survivor. Faimoșilor au câștigat, iată, cu scorul de 10 la 9. Vă felicit, faimoșilor! Faimoșii! Vă felicit, războinicilor, pentru cum le-ați ținut piept astăzi, faimoșilor! Victoria însă revine, faimoșilor. Zani, ai făcut parte din ștafetă, tu și Raluca. 5 puncte ai adus astăzi. Cum te simți, Zani, pe acest traseu, iată, la capătul căruia ați câștigat prima imunitate a săptămânii? Se vede pe zâmbetul meu, domn Dan. Mi-e dor de vremurile bune în care făceam ștafetele cu Ana și o să-i pronunț numele Anei până când se termină această competiție. Raluca a făcut și a parte din ștafetă. Este a doua ștafetă pe care o câștig cu ștafetă cu Raluca, am emoții. Mă bucur foarte mult că am câștigat, mă simt foarte bine. Mă bucur că și echipa a contribuit la asta, toată lumea, și învățăm din greșeli. Nu știu ce să zic, mă simt foarte bine. Primim mâncarea aia, abia aștept să o fac la maț. Și v-am zis că este o zi în care nici nu voiam să intru pe traseu la început. Le-am zis în camp celor din echipă că dacă este un traseu atât de solicitant, nu o să intru. Dar uite că am intrat și fiecare decizie în viață contează. Mulțumesc, Zani! Bravo! Raluca! Raluca, iată a doua, cum se spune și Zani, a doua ștafetă. Intri cu el și câștigați. Cum te simți, Raluca? Mă simt foarte fericită. Este a doua ștafetă pe care o fac aici la Survivor alături de Zani și a doua pe care o câștigăm. Mă bucur foarte mult că am câștigat acest joc de imunitate. Jocul a fost strâns, 9 la 9. Îi felicit și pe războinici că ne-a ținut piept și mă bucur că am câștigat imunitatea, dar și proviziile. Bravo, Raluca! Bravo, Raluca. Toate felicitări, faimoșilor, pentru victoria voastră de astăzi. Războinicilor, Andrei... Andrei, te resimți și la ochi acolo, e o problemă cu noroi. Cum te simți, iată, în ideea că ați reușit să-i ajungeți și ați reușit să faceți ștafetă, era la un moment dat 4-1 pentru ei. Da, domnul Dan, din păcate am pierdut. Astăzi îi felicit pe faimoși, au fost mai buni. Dar mă bucur că am reușit să revenim de la o 4 și am reușit să aducem ștafeta. Am tras cu toate puterile mele, îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm. A fost la o fracțiune de secundă, cum a spus și dumneavoastră. Mi-am dorit din suflet să câștigăm această imunitate, pentru că am fi câștigat și recompensa, am fi avut o săptămână mult mai bună. Avem nevoie de provizii. Din păcate n-am reușit, ne punem toată baza în următorul joc de imunitate, pentru că eu personal nu mai îmi doresc să plece nimeni de la noi, momentan, și simt că începem să ne revenim și lăsăm toate tensiunile pe care le-am avut deoparte. Ce să zic, n-am ce să reproșez nimic, nimănui, cu toții am tras și Albert ne-a susținut de pe bancă și sper să tragem la fel de tare și să câștigăm următorul joc, să echilibrăm balanța și cu ajutorul Dumnezeu să nu plece nimeni de la noi săptămâna asta. Mulțumesc, Andrei. Maria, ștafeta, iată. A trebuit să vă înclinați în fața faimoșilor, ați luptat până la ultima respirație. N-a fost să fie. Cu ce gânduri încheie acest meci pentru imunitate? Mi-am dorit foarte mult să câștigăm jocul ăsta. Îmi pare rău că nu am putut să-i dau mai mult timp lui Andrei la sfârșit. Consider că a fost mai mult vina mea decât a lui. Mergem la Consiliu și sperăm că al doilea joc de imunitate o să-l câștigăm noi. Înțeleg. Încă o dată vă felicit și pe voi, războinicilor. 1000 de cuvinte nu fac această imagine încă o dată. Uitați-vă tuturor celor de acasă, vă spunem, uitați-vă la ei, eroii de la Survivor sunt acum și aici în fața dumneavoastră. Proviziile în cantitate integrală le-au câștigat faimoșii, vă așteaptă pe insulă, în spațiu comun de locuit. Îmi mai rămâne un singur lucru de făcut. Unul dintre faimoși a adus două lucruri. 5 puncte și ștafeta pentru faimoși. Îl invit pe Zani lângă mine să primească totemul de imunitate. Acesta a fost primul joc pentru imunitatea săptămânii de Survivor. Ne revedem la primul consiliu de nominalizare. Vă spunem tuturor celor de acasă, pe curând!
Într-adevăr, astăzi a fost un meci foarte greu, unul dintre cele mai grele meciuri din ultima perioadă. Nu pot să spun de ce i-am lăsat să ia Dita mai avantajul la început, 4-1, 5-1 sau cât a mai fost, nici nu mai țin minte. Știu doar că aveau 8-4 și de acolo ne-a revenit noi cumva și am reușit să egalăm și să aducem ștafeta. La început, cum am mai arătat și la primul joc al săptămânii, nu prea ne-am calibrat de la primele intrări cu finalul. Traseul nu cred că a fost o problemă, pur și simplu n-am simțit finalul unii dintre noi. Bă, nu mi-a plăcut niciodată traseul ăsta. Niciodată, l-am urât. Dar am și mai mult optica că n-am totuși adus mai multe puncte. Ar fi fost decisiv un singur punct adus de mine cu Zani acolo, unde am greșit, unde a fost bila lui și după aia bila mea imediat. Așa am avut și un punct cu el. Și eu pot să zic la fel. Nu știi, că a fost finalul în care am dat... Adică a fost aruncare asemănătoare de aici din oală și astăzi am fost praștie. Noroc că a fost mai praștie Ștefan și am luat puncte cu el. Dar măcar ne-am revenit ușor, ușor la scor. Bă, dar ce meci a fost, bă, cât de strâng, nu venea să cred. Bă, eu când am văzut că am revenit de la 8-4 și am văzut ștafeta, zic, asta e meciul nostru. Dar am avut încredere dinainte să plecăm. Zic, bă, n-are cum azi câștigăm, o să rupem toată săptămâna. Dar uite că n-a fost să fie. Nu am avut să aducem reproșuri nimănui, fiecare a dat tot ce a putut. Am intrat de câte 5-6 ori pe traseu, în cazul în care suntem doar 3. Un traseu de noroi, foarte obositor, foarte greu. Nu cred că m-am simțit atât de dărâmat la acest traseu pentru că n-am putut să-mi aduc un punct sau să-mi aduc mai multe puncte pentru că pierdeam efectiv la o minge sau la secundă. Și îmi doream atât de mult să câștigăm jocul de astăzi, dar nu am putut să ajut mai mult echipa decât cu 2 puncte din 5 intrări. Băi, eu nu consider că niciunul dintre noi n-a greșit nimeni astăzi. Pur și simplu așa a fost să fie. Traseul ăsta, mereu când l-am jucat, a fost foarte greu. Cel mai greu a fost acolo porțiunea când trebuia să tragem de sforile alea. Mie acolo mi s-a părut cel mai greu, că ți intra un aici. Și te obosea cel mai tare, că trebuia să faci pași probabil. Da, te obosea. Pentru mine cel mai obositor a fost când după ce așezai alea și trebuia să te ridici, să continui. Și acolo am văzut era... că toată mulți da. Au pierdut acolo. Acolo a fost. Dar în rest am văzut că și Maria și Marius au făcut față, adică cum ar o faci față lor, ce trase. A fost mai greu. Ce au avut ei avantaj a fost că Sebi și Cruzani au fost un pic mai rapizi ca mine pe traseu. Și era Luca și Elena. Eu fiind mai înalt așa, că trebuia să te bagi pe sub alea, îi dădeam pe ei să băgau imediat, eu trebuia să mă las mai mult. Știu că tu chiar m-ai întrebat în timpul jocului, dar unde pierd eu exact? Acolo, eu mi-am dat seama că acolo, dar n-aveam ce să fac. Acolo m-am atras cu toții, asta este. N-am ce să reproșez nimic, nimănui din echipă, chiar dacă faimoșii au avut un avantaj mare, pentru că după aia am pus mână de la mână, și ne-am unit forțele și am putut să aducem ștafeta. Ce s-a întâmplat la ștafeta a fost la fel de strânsă, dar, cum am zis, n-a fost de partea noastră și n-am ce să reproșez nimic nimănui. M-a supărat foarte tare Ștefan, pentru că la final de joc a început să deschide gura, în cazul în care el tot jocul n-a adus niciun punct și a fost camielul la tăiere cu capul în jos și n-a zis absolut nimic, n-a scos un cuvânt. Iar la final de joc, după ce a văzut că echipa lui a câștigat, normal că s-a bucurat pentru că știa că ar fi fost votat, pentru că este cel mai slab din echipa faimoșilor, și a început să cânte, să vorbească, era singurul care vorbea cel mai mult, dansa acolo, nimeni nu-l asculta. Iar la un moment dat Andrei era pe bancă și are o problemă cu ochiul, efectiv îl doare și nici nu poate să stea cu ochiul deschis. Nu putea să ridice de pe bancă pentru că nu vedea. Iar Ștefan a făcut o glumă proastă, foarte proastă, cred că cea mai proastă de până acum, și a zis că hai bă că-i cade ochiul lui Andrei. M-ai văzut pe mine, am stat pe bar, am încercat doar să fiu cu focusul pe voi, să vă ajut, să strig la voi, să vă încurajez. El stătea și după ce ca și pierdut puncte, stătea să facă mișto de tine că ți-a căzut ochiul, că nu știu ce, când tu ai dat pe traseu ai fost
bombardier. El tot meciul n-a zis nimic, absolut nimic, n-a scos sunet pentru că a fost paletă. Și la final, după ce a văzut că a câștigat echipa lui, a început să cânte, să bucure, că știa că o să fie votat, că a fost cel mai slab. Era clar că era ea primul în față votat. Și a început să facă mișto. Bă, după faci mișto de orice om care este lovit, nu contează ce. După aia o dă că, îi zice lui Andrei, că aia că-i cade ochiul lui Andrei. Mamă, și ce m-a mai enervat. Teo, i-a căzut ochiul lui Andrei. Bă, ce glume ai, bă, după ce că ai pierdut toată ziua și stai pe cărca asta la antor? Ce glume ai, bă? Ne pregăteam de ceremonie și încercam cumva să fac cumva să nu stau cu ochii închis. Nu vreau treaba asta. Și erau toți cei din echipă de la mine, erau cu mine acolo să vadă ce se întâmplă, dacă mai mă doare, dacă nu mai mă doare, să mă ajute să mă curețe, dacă mai am noroi în ochi. Și l-aud pe Ștefan de pe banca elaltă, că ce are Andrei? Și nu mai știu cine i-a spus, ori Marius, ori Albert, că îl doare mă ochiul, îl doare ochiul, că are mult noroi. Și l-a spus, aoleu, îi cade ochiul, dar la un mod foarte urât. Și m-a văzut, că eram terminat cu ochiul și toți au văzut treaba asta și s-a trezit să facă gluma asta. Legat de Ștefan, atât timp cât va avea comportamentul ăsta de copil sau un comportament prostesc și în care se facă glume efectiv care nu-s la locul lor, am să încerc să-l evit și am să-i spun dacă încolo să mă evite și el pe mine și ce probabil și pe Andrei. Atât timp cât va avea un comportament ok, am să-i permit să discutăm anumite lucruri. Până atunci, probabil să trecem unul pe lângă celălalt prin camp. Mă bucur că am luat totemul. Am oricum multe totemuri la activ. Ștafete nu mai zic, cum se zice, regele ștafetelor. Evident, da, mă bucur, știi, a dat să o aduc în că fiecare pe aceeași numeră punctele. La un moment dat mi-a dat seama că trebuie să-mi număr și eu totemurile, punctele, ștafetele. Pe vere, n-are nimeni nici pe sfert câte ștafete am eu aici. Vă mulțumesc. Trebuie să vă mulțumesc. Din nou vă mulțumesc. Sunt foarte happy pentru noi. Foarte happy că ai tras de tine, chiar dacă ți-a fost greu. Zani, Elena, senzație, Raluca, bombardieră, îmi place mie să-i spun. Ne-am întors în baracă, a fost o discuție, un joc, în care eu le-am spus, bă, chestia asta ce s-a întâmplat la treia repriză, Elena a câștigat punctul, dar a avut noroc acolo și am spus cu toții, bravo, dar ai avut noroc și mai rapidă pe traseu și Raluca a fost mult mai rapidă. O să dacă una dintre ele mai bună, automat îi zic celelalte, hai că se poate mai bine și celelalte zic, bravo, îți par data viitoare și mai rău. Asta am făcut mereu și cu Elena și cu ea. La fete, am observat azi ceva și eu. Și asta spun pentru tine, Elena, și nu cu răutate, ți-o spun doar pentru că n-am să zi la joc, că trebuie să avem o energie bună. S-a jucat prima repriză și a doua. În concluzie, ceea ce a fost evident pentru toată lumea, ea a fost mai bună, azi pe traseu a avut mai multă viteză și a dat și foarte bine la final. Și a treia oară când trebuia să se aleagă că era sau că nu era freestyle, am trenat eu alegerea de făcut și ai să o alegi pe Maria. Oricum Maria era să aleagă și alegea pe cine voia ea și evident că nu ar fi ales-o pe aia că a fost mai bună. Zani, Maria m-a ales pe mine. Ce-am tu ai sărit înainte aici crezând că tu trebuie să alegi și ai zis Maria. Mi-e frică să le mai zic adevărul în față. Ba, dar cine sunt eu să zic adevărul până la urmă? Mă întreb eu așa singur. Ia să-i las în pace. Și zic, nu frate, că asta e tot o lașitate. Dacă eu gândesc ceva și nu le spun, simt că sunt eu laș. Dar ce, ți-e frică că o să înceapă Elena iar să plângă și să inventeze nu știu ce? Și mă duc și zic, Elena, n-am vrut să zic la traseu ca să câștigăm, ți-o zic frumos. Mi se pare frumos cum noi la băieți ne uităm unul la altul și care a fost mai bun. Chiar dacă ne deranjează că a fost altul mai bun, îl trimitem pe el, te duci și ne câștigi jocul, că noi azi am fost mai varță. Așa trebuie să faci și tu cu Raluca. Raluca a fost azi vizibil mai bun decât tine, ci tu te-ai dus să alegi înaintea ei. Chiar dacă n-a fost alegerea ta și era Mariei, tu voiai să iei ei dreptul. Iar îmi spui lucruri pe care eu nu le-am asta? Făcut. Eu știu că am auzit când a zis, când a ieșit Elena și a zis Maria.
Adică a zis, da? Nu pot să zic că nu are s-a întâmplat asta. A zis. Era trei, dar nu mai tot. Maria m-a ales pe mine, no, noi băieți. Tu ai ieșit fără să-ți dai seama, probabil. Până să se zică ea ceva, tu ai ieșit din prima. Tu ai crezut că e rândul tău să alegi. Da, ea te-a ales pe tine, dar iată ce acolo se gândea ce să aleg, ce să aleg. Și tu când mi-a întrebat alegerea, ai zis Maria. Am ales noi pe Ștefan, alege. A, Andrei. Cine a ales pe Ștefan? Maria. A, Andrei. Maria. Păi, da. Oricum. E automat, cred. Nu e automat, e freestyle. Era freestyle. E freestyle. Hai. E freestyle, la Maria tu alegi. Zi Maria un nume, pe cine, Elena sau? Păi nu alegi, oricum pără Luca ca omor. Să zici un nume. Elena. Elena. Eu am observat altceva și nu tot așa spun, tot pentru binele echipei, nu știu dacă ați observat și voi. La un moment dat Elena n-a mai fost prezentă cu noi, era supărată pe ea. Nu știu de ce era supărată, dar nu este bine, indiferent de situație. Echipa câștigă, când echipa merge bine, trebuie să ai vibe-ul. Să te bucuri și să ieși. Cum ai fost și tu? Astăzi, practic Elena am fost eu ieri. Exact. Zici că am fost eu ieri. Da, dar tu te-ai bucurat cu noi când am câștigat. Normal, pentru că mă bucur pentru echipă. Am întrebat-o pe Elena la un moment dat, Elena, ești bine? Nu mi-a mai răspuns la întrebări. Însă Elena nu știu ce și n-am mai răspuns. Am răspuns, am întrebat, ești bine, am zis da. Da, dar știam că nu ești bine, că da, dar se vede pe fața ta că nu erai cu noi. Degeaba încerci să... Da, pentru că nici voi nu sunteți cu mine. L-am simțit astăzi răutăcios pe Zani, în momentul în care am venit de pe traseu și am spus că mă doare glezna. A părut și de fiecare dată pare că nu este adevărat. Indiferent dacă spun ceea ce simt, l-am simțit răutăcios în momentul în care am vrut să plec, să mă duc cu Ștefan sau să am pus o întrebare despre traseu, iar el mi-a răspuns că de ce pun întrebarea asta? Ați văzut cumva cuburile alea cum trebuie puse? Am zis să pun și o întrebare de echipă. Poate am greșit, poate n-am greșit, poate, nu știu. Suntem o echipă și vreau să simt să vorbesc și eu cu cineva. Să nu mă duc la războinii sau cu Maria să vorbesc. Ce ai spus, Zani? Închideți subiectul, a fost bine. Asta încerc să spun. Elena, eu n-am mers pe traseu. Eu n-am mers pe traseu, ești de 5 luni aici. De ce nu pot vorbi? Terminați-o, gata, terminați-o. Păi lasă-mă să zic, mi-ai zis că ce întrebare e asta. Și că de ce trebuie să zic. De ce trebuie să zic. Discuția asta la traseu, gata, am înțeles. Ai dreptate, ai dreptate. Că nu pot vorbi cu absolut nimeni din echipa mea și cu orice aș spune, nu sunt ascultată, nu sunt înțeleasă. Știu lucrul ăsta de, într-adevăr, de 5 luni de zile n-ar trebui să mai am așteptări și știu că lucrurile așa se întâmplă și poate că n-am fost niciodată o echipă. Gata, terminați-o. Dar o să avem o discuție constructivă, da. Ajungem să ne uităm și să ne dăm exact. Un cap altuia. Lăsați-mă să vorbesc și eu, vă rog. S-a câștigat, fiecare are neajunsurile lui, nu sunteți de acord cu ele, gata, nu duceți discuția în drame, nu duceți discuția în nimic, gata. Dar n-are rost să o dăm în drame, trebuie să fim fericiți că am câștigat o imunitate exact. Importantă. Hai, mergem la consiliu. Dacă... Eu sunt fericit pentru echipă, cine nu-i mulțumit cu treaba asta, să mergem la revedere. Consiliu, avem un consiliu liniștit. Eu mă sunt spălat din așa. A început asta din cauza mea, vreau să mă scuzați. Nu, nu din cauza ta, Vere, eu spun sincer. Nu știu discuțiile care au fost, nici mă interesează. Am văzut-o supărată pe bancă în timp ce noi câștigam. Am fost cu ea pe traseu. Când am fost cu tine pe traseu, te-am încurajat. Ai ajuns prima. Ai ajuns prima. Înaintea Mariei. Ai ajuns înaintea Mariei. Efectiv nu înțeleg ce se întâmplă. Știu că nu trebuie să am niciun fel de așteptări. Știu că am venit aici singură, știu că plec singură, știu că asta s-a întâmplat de 5 luni de zile. Dar astăzi a fost un moment, un moment sensibil al meu, un moment în care mi se pare nedrept, un moment în care poate mi-aș dori să simt că există o persoană de la noi din echipă cu care să pot să vorbesc mai mult. Nu că m-am simțit, nu că nu știu ce, nu că am vrut, nu că am văzut, nu că s-a poate, nu că nu știu ce, că atunci când am întrebat, că atunci când am... Nu, Elena, nu este situația de așa natură. Și văd în echipa lor lucruri sau întrebări pe care eu le pun. Nu este situația de așa natură. În situația asta, în competiția asta, ești de 5 luni înaintea mea aici, în situația asta, nu trebuie să pui problema așa, cu exemple, cu exemple, cu ce se întâmplă la alții și așa mai departe. Trebuie să vii cu argumentul ce ți se întâmplă ție, cum simți tu și ceea ce ai tu de spus. Și atât. Ștefane, nu le cunoaște. Hai, hai.
Am încercat să îmi spun punctul de vedere așa cum știu eu, chiar dacă greșesc sau nu greșesc. Am încercat să spun lucrurilor și să spun ceea ce am pe suflet. Nu am fost ascultată. La un moment dat a spus toată lumea gata, au plecat rând pe rând. La un moment dat am rămas cu Ștefan, încerca să-mi explice niște lucruri și eu încercam și eu la rândul meu să explic punctul meu de vedere și ceea ce mă doare, chiar dacă o spun poate prea lungit, dar asta e felul meu de a mă exprima. Timp în care l-am dat, Zani a venit, l-a luat și ceea ce a fost și mai trist a fost că a zis lasă, că noi o știm cum este. Urmează să ne nominalizăm. Am avut o discuție și fiecare dintre noi a spus că o să fie fără supărare. Oricine va ieși nominalizat în seara asta nu se va supăra. Eu personal voi vota strict din ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Cum am zis, ne asumăm. Sper doar să nu se mai repete ce a mai fost la consiliile precedente, că mi se pare dăunător pentru echipă. Mergem acolo, fiecare să nu ia personal, să mergem cu zâmbetul pe buze, ne votăm cum am făcut-o în ultima vreme, cel puțin noi băieți, ai văzut, am votat unul pe altul și am dat noroc cumva, adică să mergem mai detașați și să nu mai creăm discuții, să nu mai ne reproșăm chestii, adică să ajungem la consiliu să spunem, bă, de ce nu mi-ai zis lucrurile astea până la consiliu? Adică te-a trebuit să pierdem un joc de imunitate și să ajungi să-mi zici chestiile astea. Nu, dar am zis că eu nu o să mai zic nimic. Toma, asta și vreau, să nu mai existe chestii. Cât mai am ușor... stat aici, nu o să mai reproșez nimic, nu o să mai zic nimic. O să fiu indiferent. Încerc să fac treaba cu voi, să ne facem treaba ca echipă. Și eu îmi doresc. La jocuri mă voi implica 100%. Că mai vin certuri, că mai vin... ce a fost în trecut. Toma, asta și vreau să nu mai este cer. Eu să-mi dau o parte și le las să treacă așa pe lângă mine, nu o să mai zic nimic. E clar că în momentul de față e greu să votăm pe cineva. Suntem patru, te uiți în stânga, te uiți în dreapta și nu știi pe cine să votezi. Dar voi vota din punct de vedere, nici nu știu dacă este sportiv sau pe ce criteriu ar trebui. Voi vota persoana care săptămâna asta, de exemplu, a adus cel mai puțin aport din punct de vedere sportiv al echipei. Da, sigur o să fie cel mai scurt consiliu de până acum. Și mai cum să te superi că ești votat sau nu, pentru că am rămas și mai bun și nu mai avem ce vota, adică oricine ar fi votat sau pe oricine ai vota, n-are rost să există discuții sau alte supărări. Exact. Eu zic să vă pregătiți un alt speech și nu pentru cel care va fi votat și probabil o să mai întrebe Dan, domnul Dan, ceva de Survivor, cum a fost, cum e, ce simți, cum e, pentru că o să fie atât de scurt încât încât argumente pentru cel care să fie votat nu prea o să avem, așa că atunci când se vor deschide liniile de vot, lumea va trebui să ne audă vorbind și să le transmitem ceva. Exact. Bine, mă, echipa. Mergem? Să ne pregătim de consiliu și vedem. Hai, să imediat început măsirea, hai să mergem. Și să mă îmbrăcați, că să nu răcim și așa, suntem mulți, suntem exact murdari. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici!